nu puteam să le ocolim, mai ales că sunt foarte mari. Da, da, da. În spatele nostru suntem la intersecția, la confluența străzilor Câmpia Libertății, deci fosta șosea Cățelu, da, cu strada Baba Novac. Da, deci asta e Baba Novac? Baba Novac, da. Asta e Câmpia Libertății. Da. Aha. Câmpia Libertății leagă bulevardul Liviu Rebreanu de bulevardul Basarabia. Da, Liviu Rebreanu în capăt, în capăt. Basarabia în capătul celălalt. În capătul celălalt, da. Da. Iar aici, în partea dreaptă, în partea dreaptă, avem intrarea principală în fostul Parc Iore, actualul Parc Alexandru Ioan Cuza, da. Deci intrarea principală. Iar în spatele nostru, în spatele nostru avem cele mai înalte blocuri până la Revoluție. Avem două blocuri de 18 etaje. Adică cele mai din adâncime, da? Da, și văd că sunt mai mari. Da. Din fundal. Ele au fost dedicate, inaugurate în 1973-74. Iar în fața lor se găsește un bloc mai mic, de 14 etaje, care... El nu poate fi socotit în, nu poate intra în această categorie de cel mai înalt loc, doar cele două blocuri de 18 etaje. Mi-aduc aminte că le știu bine, pentru că înainte de Revoluție mergeam, când eram puști, mergeam la cu Sorcova și cu Plugușorul. Și ideea era să pătrunzi în ele, pentru că cele două blocuri făceau cât 10 alte blocuri de exact, 4 exact. Sau 5 etaje. Cât multe apartamente. Exact. Și da. Strângeai niște bani. Când era un cartier întreg în blocul ăsta. Exact, blocuri de 18 etaje. Da. Și bun, și acum o să o luăm către bulevardul Basarabia, unde se găsește... Dar se pare că Ceaușescu nu a vrut să existe blocuri atât de înalte. Da, deci asta nici cumva... eu nu-mi dau seama cum a primit... Au scăpat. Cum au primit aprobare pentru a ridica aceste blocuri, pentru că, într-adevăr, așa cum spuneți, Ceaușescu nu suporta, nu avea această idee de a construi pe înălțime. Deși sunt foarte eficiente... Poți să îngrămădești cât mai mulți oameni și să adun cât mai mulți oameni la un loc. Pe verticală, da. Pe verticală, da. Ceaușescu nu agrea acest concept de a construi pe... Tocmai de aceea, până în 89 erau fost cele mai exact, înalte. Exact, exact. Primar al sectorului 3, în anii 70-80, vă spunea că memoria bucureștenilor nu a reținut numele primarilor. Da. În anii 70 a fost un primar, Corneliu Nicoda îl chema, primarul sectorului 3, care sub mandatul lui au fost ridicate zeci și zeci de mii de apartamente, dar nimeni nu-i cunoaște numele. Dacă în vremurile noastre, sub mandatul unui primar din zilele noastre, s-a ridicat, nu știu, să zicem, 100 de mii de apartamente, păi cred că numele lui ar fi pe bloc. Ar fi, direct. Exact, ar fi slăvit. În, da, da, da. Avea pavoazate blocuri întregi cu numele primarului respectiv. E, atunci nu, evident că toate directivele, totul fiind centralizat, supracentralizat, și toate directivele venind de la centru, Comitetul Central și Consiliul de Stat, atunci toate activitățile erau personalități, cele două personalități erau puse în prim plan. Da. Tot timpul Elena și Nicolae Ceaușescu. Exact. Și într-adevăr, el se implica adânc, așa cum spuneam, și la Palatul Parlamentului. El a avut peste 200 de vizite de la momentul inaugurării din 1984, momentul inaugurării oficiale. El a avut peste 200 de vizite la fața locului, da, pentru a vedea, și își punea amprenta, în sensul că se realizau chiar și butaforii, machete la mărime naturală, da, în unele secțiuni ale Casei Republicii. Și directivele sale erau respectate tocmai și la timp de către executant, proiectant, da, și executant. Așa e. Da, și la fel se întâmpla și în ceea ce privește marile cartiere bucureștene. El personal intervenea cu indicații prețioase. Cum să fie amplasate, unde, ce, cum. Da. Am intrat pe Câmpia Libertății, pe fosta șosea Cățelu. În stânga avem, intrăm, dacă am face stânga, am intrat în cartierul Experimentul Cățelu. Da. În partea stângă, aici este o mică bisericuță. E un pic soare. Da. Aici veneau, de regulă, veneau cei din cartier de aici, veneau la această biserică de Paște. Pe aici se trecea pe sub masă. Da. Mi-aduc aminte. Și se trecea pe sub masă și pe Vreau Ceaușescu, pentru că am văzut de multe ori. Evident, cadrele, armata și cei din sistemul de securitate aveau interzis, da, de a merge la biserică, de a-și boteza copiii, de a participa la procesiuni religioase. Da. Dar, evident, pensionarii și alți oameni, se duceau, și iar mulți, da, își botezau pe ascuns. Chiar dacă erau securiști sau activiști de partid, unii dintre ei își botezau pe ascuns, pentru că și la mausoleu, când au fost îngropați câțiva activiști, după ce se oficia ceremonia oficială cu internaționala, cu avea loc ceremonia oficială cu mitingul de doliu, după ce se termina totul, rudele familiei aduceau un preot și
îl rugau să oficieze la căpătuiul mortului o slujbă religioasă. Dar asta pe ascuns, știa doar administratorul monumentului și cam atât. Dar în foarte puține cazuri, într-adevăr, nu. Așa, acum, peste drum aici, este un bloc. Acestea sunt toate dedicate în anii 70. În partea dreaptă totul este dedicat în anii 70, cu excepția acestui bloc. Da, și cel de vis-a-vis, care este, roz, da, care este ridicat în anii 80, din câte mi-aduc bine aminte, da. Uh-huh. Și la fel și cel de peste drum. Da. Da, acesta peste drum. Mă rog, sunt anvelopate, ele nu mai păstrează nici blocurile cele pentru de că alea erau verzi. Da, cele de 18 etaje erau verzi. Da, da, da. Acum nu se mai... Și fiind anvelopate, un lucru bun, într-adevăr, păcat că prin anvelopare se distruge patina timpului. Da, cumva. Aici, dacă am intra pe una dintre străduțe, stai să vedem dacă la următoarea se vede mai bine. Când au fost ridicate aceste blocuri, între ele s-au păstrat și câteva căsuțe, străzi cu căsuțe. Aha. Și între aceste blocuri, pe lângă părculeți, mici părculețe, avem și căsuțele vechi. Sau căsuțe vechi, da, 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 din perioada interbelică unele. Da. Și mă mir cum de-au scăpat. Au scăpat pentru că n-au intrat în planul de sistematizare. Nu s-a dorit. Dacă se ridica în anii 80, nu cred că mai scăpă, pentru că atunci se construia intensiv și se punea accent pe cantitate. Da. Da, exact cum spuneam. Uite aici, aceste străduțe sunt pline cu, pe partea dreaptă. Da. Cu deci case. Pe stânga, pe stânga bloc, pe dreapta căsuțe. Da, da, pe dreapta căsuțe și după aia vine ulterior bloc. Străduța duce exact în blocul de care vă spuneam, care a fost cel mai lung în 1962. Acela blocul cu 4 de 4 etaje și vreo 7-8 scări. Da, 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 blocul B10. Da. De pe strada Ion Țăranu, sau nu mai știu cum se cheamă. Așa. Și acum ne-am întors un pic la școala numărul 75. Da, o să, o să trecem de ea. Da, o să trecem de ea și... Ah, aici se bagă țevi. Se schimbă infrastructura, da, radetului, observ. Da, da. Că oricum e la pământ. Și văd că au scos țevile. Unele le-au scos pe afară, altele le înlocuiesc în pământ. Da, probabil că până la anul... Da. Da, și pe toate străzile adiacente, șoselei Cățelu, Câmpia Libertății, stânga, dreapta, blocuri, blocuri. Blocuri, blocuri, da. Dar cu această amprentă a spațiilor verzi, verzi între ele. Da. Iată și o mică căsuță care la fel s-a păstrat, care vreo 100 de ani și asta. Da. Da, asta e. Și acum o să avem patinoarul. Patinoarul și Arena Națională, fostul stadion 23 august, plus între patinoar și Arena Națională și stadion, fostul stadion 23 august, care a fost ridicat în decurs de 6-7 luni de zile cu prilejul Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților din 1953. Da. Când în București au venit vreo 20-30 de mii de studenți străini. Între patinoar, între fostul patinoar 23 august și stadionul 23 august, da, există și un... E un parc ceva, da, există turnul de parașutism. Tot atunci a fost ridicat. Și evident, în jurul turnului este un teren plat, pentru că parașutiștii, când săreau din turn, trebuiau să aibă spațiu de aterizare. Da. Și sper că în continuare ăla la fel e un teren foarte mare și sper să nu fie afectat de noi decizii de imobiliare, de ridicări de ansambluri imobiliare. Parcă am văzut ceva acolo, dar o să ajungem și o să vedem. Da, n-am mai parcă, parcă am văzut că se întâmplă ceva pe acolo cu sper să, un bloc, două. Să nu. Da, vedem. Da. Păi bine, hai că tăiem și tăiem, începem, da, de acolo, da, 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 că mai avem un pic de mers. Da, mai sunt 200 de metri, cam așa. Da. Da, suntem în fața fostului patinoar Flamaropol, Mihai Flamaropol, da, fost patinoar 23 august, care a fost dedicat undeva în anii 60. Inițial, patinoarul nu avea acoperiș, deci câțiva ani de zile a funcționat fără acoperiș. Există și fotografii în epocă, când aici aveau loc competiții sportive de hockey, dar sâmbătă și duminică era destinat publicului, deci era deschis pentru public. Și se, da, vede imagini când patinoarul era fără acoperiș. E, începând cu anii 70 a fost ridicat și acoperișul și până prin anii 2010-2012 patinoarul a funcționat în vechea formulă, pe vechea structură,
până s-a luat decizia de a fi demolat și a fi reconstruit. Numai că, din păcate, de vreo 10 ani, patinoarul se tot află în construcție. Și la cum arată acum? La cum arată acum este noua structură, da? Deci vechea structură a fost demolată complet. Ce vedem acum, o statura aceasta de metalică. Din păcate nu avem un unghi de filmare foarte bun. Acesta este noua structură. Să sperăm că în 2-3 ani va fi finalizată, pentru că lucrările au trenează de ani de zile. Da. Adică este ceva incredibil. Cât au putut să stea să lucreze la un biet patinoar, că totuși nu este un mare patinoar de ceva de amploare. Da. Am înțeles că, bineînțeles, nu va avea doar destinație de patinoar, ci va fi un fel de sală multisportivă, un complex sportiv. Deci gheața va putea fi topită și weekendul, să zicem, poate fi folosit pe post de, nu știu, teren de tenis sau de handbal sau orice alt sport. Deci planurile, am înțeles că prevăd o destinație multiplă. Da. Acum în spate se vede un pic din turnul de parașutism. Așa. Este ridicat în 1952-53 pentru Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților, care a avut loc în vara lui 1953, tot atunci când s-a ridicat și stadionul 23 august și întregul parc, de fapt. Pentru că în stânga aici, deci în fața patinoarului, se găsește, mă rog, într-o aripă patinoarului, se găsește parcul 23 august. O să mergem puțin și prin el, da, după ce trecem pe la turnul de parașutism. Și acum o să luăm, deci suntem pe Bulevardul Basarabia, da, postul Bulevard Muncii, care, așa cum spuneam, are în mijloc linia de tramvai care leagă bariera Bergului de... Acea linie de tramvai foarte veche, da, pentru muncitori. Da, inaugurată în 1949 și care leagă bariera Bergului de uzinele 23 august, mă rog, Faur astăzi, da, și Republica, care nu prea mai funcționează. Da. Vai, de capul meu, deci... Acela-i turnul? Da, acela-i turnul de parașutism, dar văd că rugina deja curge pe... pe clădirea asta nouă. Vai de cap, deci înseamnă că lucrurile sunt sistate total aici. Da. Da, din păcate. Apoi, pe partea dreaptă a bulevardului, încep de aici, din zona asta, da, încep așa zisele blocuri roșii. Da. Sunt niște blocuri ridicate în a doua jumătate a anilor 50, deci începând cu 1956 până prin 59. Mă rog, ele sunt anvelopate acum, au rămas doar denumirea din ele, blocurile roșii. Da. Erau ridicate din cărămidă roșie și de aici și această denumire populară, blocurile, da, roșii. La fel, ele au fost ridicate în paralel, în timp ce erau ridicate aceste blocuri roșii, în a doua jumătate a anilor 50. Se ridicau alte blocuri și pe același model, mă rog, tip sovietic așa, pentru că de aici și titulatura... Blocurile din București noi, care sunt la fel ca acestea, blocurile roșii, cărora locuitorii le spun blocurile sovietice, numai Pitina. Așa. Deci așa se mai numesc ele. Da, blocurile sovietice, pentru că păstrează un pic din arhitectura sovietică. Da. Și în paralel s-au ridicat tot în a doua jumătate, în anul 50, și aceste blocuri sovietice din cartierul București noi, care sunt cam pe același calapot. Seamănă. Ei, acum o să intrăm pe aici prin stânga. Uite și turnul acolo în față, sus. Da, turnul este în față. Da, văd că a fost secționat întreg spațiul de aterizare al parașutiștilor. Care, bănuiesc că era acesta din dreapta, nu? Sau până, care? Până aici, până la gard era plat. Dar văd că acum s-a mai turnat o secțiune de gard. Da. Deci aici era un platou, efectiv un platou, da, pentru vedem. Pentru el se păstrează în continuare, da, după gardul ăsta, care văd că a fost amplasat în ultimii ani. Da. Și se vede tot spațiul de... În stânga aici sunt... erau... Vai de capul... da, în stânga aici erau vreo 7 terenuri de tenis, 5 sau 7 terenuri de tenis, da, care văd că acum nu mai există. Văd că a crescut cu vegetație peste așa tot. Așa se vede, da. Da. Erau terenuri de tenis, seara veneau oamenii și jucau aici tenis, erau la lumina reflectoarelor, foarte plăcut. Da. Da, văd că lucrurile sunt total abandonate aici.
Eu am fost optimist cu 2-3 ani, dar la cum pare, la da. Cum arată... Da. Și în partea dreaptă, din păcate, văd că e acoperit, dar s-ar putea să fie o... Undeva să găsim o fereastră. O fereastră, da. Da, după... ia-ne din lateral, dacă mergi mai bine din lateral. După... Nu mergeți voi după mine, nu invers. Da? După turn se văd și coloanele Arenei Naționale. Da. Arena care a fost dedicată pe structura, pe vechiul amplasament al stadionului 23 august, care a fost demolat prin 2010 sau 2011. Bine, când a fost realizată, a fost realizată în 6 luni și pentru faptul că, de fapt, a fost săpată o groapă și au fost tribunele au fost amplasate pe o structură de beton, deci betonul a fost turnat pe marginea gropii. Exact, da. Și tribunele au fost de lemn, au fost amplasate pe au fost prinse în acea structură de ciment. Da. Deci nu a fost o lucrare elaborată, da, da, a fost s-a realizat atât de ușor. Și dar totuși este o realizare pentru aceia. Uite, se poate vedea aici pe fereastra aceasta. Numai o clipă să vă arăt și deci în partea stângă, așa. Acolo pe acea clădire care are peretele din mozaic, bănuiesc, nu știu. Da, așa pare verde. Acela este bazinul acoperit, bazinul de not. A fost bazinul olimpic timp de ani de zile, ridicat așa în anii 70, dacă mi-aduc bine aminte. Și înainte exista bazinul acoperit olimpic, exista și bazinul descoperit lângă, tot bazinul olimpic. Și iar un pic mai în față, după bazinul acoperit, există și bazinul pentru sărituri, cu trambulina de la 3 metri, 7, 5 metri, 7 metri și 10 metri, da. Un pic mai sus. Iar aici o să mergem un pic și aici, dar să vedem dacă este un pic o cale de acces către platou de aici. Către platou. Dacă nu mergem, îl ocolim așa prin dreapta. Okay. Da, nu e. Ocolim prin dreapta după aia și ajungem. Îl învăluim. Okay. Nu, nu-l scăpăm. Oricum, avem deja cadre cu drona pusă peste filmare. Da, o să mergem un pic să vedem, să aruncăm o privire de ansamblu către parc, pentru că aici este pe o ridicătură și se vede foarte frumos parcul 23 august, fostul parc 23 august. Actualmente parcul național, mi se pare că parcul național, parcul național, da, e posibil, da. Da. Mai scapă. Iar acum am ocolit puțin patinoarul, suntem practic în spatele lui. În spatele, da. Da. Patinoarul avea mai multe căi de acces. Unde am filmat prima dată era calea de acces principală, da. Prin față. Puteai să intri în patinoar și pe margine, pe lateral, pentru că erau vestiarele hocheiștilor. Da. Și puteai să intri și prin spate, pe aici, pe unde intra personalul tehnic. Și, mă rog, pe aici intrau cei care deserveau patinoarul, îl țineau în administrare. Aici am fost și la Michael Jackson, la concertul din 94. Erau cordoane, foarte multe cordoane de jandarmi. Și am reușit să trec de primul cordon. Așa. M-am urcat pe patinoar, mă rog, nu mai păstrez acum fusta structură. Și mi-imaginam eu că o să pot vedea ceva din concertul Michael Jackson. Evident că m-au prins. Deci s-a ținut în patinoare aici? Nu s-a ținut în patinoare, s-a ținut pe 23 august. Îmi imaginam că dacă de acolo poți să te uiți dincolo. Dar era prea jos okay. Patinoarul. Și am zis măcar să fiu cât mai aproape de stadion ca să okay. să-l aud. Să-l audă. Să-l audă, da. Dar m-am prins imediat după aia. A, da? Da. M-am prins. Bine, dar e ceva că ai reușit să te am reușit urci. Să trec de două cordoane. Reușit să trec de două. A fost foarte mare paza. A fost foarte scump biletul. Da. Și... era prima 92 mi se pare sau 94, nu mai țin minte. A fost de două ori, în 90, da. Uh-huh. Dar la prima am fost sigur, nu mai știu în ce an. Și așa, și acum coborâm spre parcul spre lac. Da. Am intrat în parc și de aici se vede mai Dar la cum arată vegetația de lângă clădire? Da, deci pare că de mult e părăsită construcția. Păi 10 ani în junglă aici, dacă nu intervine. Da. Da. O să se facă, cine știe. Da, să sperăm, să fim optimiști. Poate că atunci când ne uităm la filmarea asta în 2025 o să vedem că e finalizat. Așa să fie, să fim pozitivi. Da. Bun, acesta este lacul 23 și aici se juca hockey. Uite-ți. Iarna, când îngheța lacul. Da. Și mă rog, nu mai hockey, dar cei care aveau patinaj artistic și hockey, cam asta era
Derdelușurile dădeau un lac, toate derdelușurile. Avem peste lac. Oh, dar nu se vede din cauza vegetației. Peste lac acolo este restaurantul. Acolo un pic în stânga, da, da, mai restaurantul și soare puternic. Uite că am uitat cum îi spune, doamne. În fine, iar peste drum, dar nu se vede din cauza arborilor, este clădirea teatrului în aer liber. Teatrul de bară. Exact, care a fost la fel amenajat undeva, cred că în, nu știu dacă în 1953, dar cred că în anii 60, nu știu sigur. Nu știu sigur. Ori tot în anii 50, ori în anii 60. Și el funcționează și astăzi. Și da, funcționează și astăzi, da. Chiar există și niște imagini de epocă de prin 67-68 cu întrunirea Comitetului Central al UTC când era prim secretar Iliescu la UTC și are loc o adunare la 68. Nu știu, cred că e prilejuită de reluarea șantierelor naționale de tineretului din anii 50. La sfârșitul anilor 60 s-a decis reluarea lor. Și s-a strâns, a avut loc o adunare aici la Teatrul de Bară și începe ploaia. Și bine, chiar și Ceaușescu vine la acea adunare a tineretului. Da. Și Iliescu era atunci prim secretar la CC al UTC. Bun. Avem și o insuliță aici în stânga. Da, este o insuliță. Și un pod podul este acolo. Închis podul. De închis, da, din păcate. Restaurantul, am uitat cum se cheamă restaurantul. Așa. Am văzut și niște festivaluri în parc. Da, și după aia, peste drum de parc, deci până Teatru de Bară, este o alee care dă în strada Maior Corabu. Da. Maior Corabu, care mărginește cartierul, cartierul Vatra Luminoasă. Vatra Luminoasă, care a fost un cartier la fel ridicat pe etape, începând cu anii 30 și finalizarea lui a durat cam 20 de ani. În 48-49 a fost finalizat. Da, ăsta e parcul. Da. Parcul Național. În ce direcție? Cam asta ar fi. Pornim. Acum o să mergem un pic spre spre Maior Corabu, ținem în stânga pentru a încerca să intrăm să vedem platoul. Spre platoul, da. Da. Platoul turnului de parașutism și uite-l cum se vede de aici. Uite turnul. Da, de aici e o perspectivă mai bună. Îl vezi tu acolo? Da, bravo. Și el este lipit de Arena Națională. Mă rog, nu se mai păstrează cam absolut nimic din arhitectura anilor 50, nici chiar pavelele, cam nimic. Da. Doar amplasamentul. Da. Dar oricum, tot complexul sportiv, pentru că aici vorbim de un complex sportiv. Avem, cum v-am spus, avem natație, avem în stânga natație, bazine de not, avem patinoar, avem parașutism, avem stadion de fotbal. Apoi avem pista de atletism, pentru că imediat după turnul de parașutism este și o pistă de atletism pentru lotul olimpic de atletism. Da. Lângă pista de atletism există și sala pentru pentru halterofili, sala de forță. Există ce mai există, doamne? Există o sală de handbal. Deci cartierul sportiv, un complex sport, da. Mamut. Da. Bine, și vremurile au permis în sensul că tot acest complex s-a ridicat pe un teren viran, adică București era în expansiune la acea vreme. Da. Și asta a permis aceste lucrări. Da. Ia să vedem dacă... Care acum văd că cam totul e în paragină aici, adică... Ia uite și... ce coșcovită e! Bazinul de not. Da, deci aici avem bazinul de not. Da, e clar că e părăsit. E în părăsire. Da, nu știu ce se întâmplă. Cine le administrează, custodia cui sunt, dar... Da. Interesele, iată că l-au dus în zona asta. Și când fărâmițezi așa proprietatea, dacă fărâmițezi așa, nu știu, patinoarul ia-l primăriei de sector, ăsta... Arena Națională ia primăriei generale. Da. Nu știu. Da, și atunci când se secționează sunt foarte diferite și nu se mai înțeleg. Da. Nu cad la același consens. Când nu mai e o conducere unitară a unei entități de genul ăsta. Văd că e și un... S-a ridicat și un cort înăuntru. Probabil că
Mașinile sunt instalațiile de încălzire și de reținere a apei, care văd că sunt ruginite total. A, și ieșim aici, ieșim chiar în, în capătul străzii Maior Curavo, pe unde se făcea accesul în una din principalele căi de acces către stadionul 26, astăzi Arena exact. Națională. Și cumva asta e și marginea Vatrei Luminoase, nu? Da. Cartierului. Da, 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 da. 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 Marginea. Adică de aici dacă intrăm în adâncime, intrăm în cartierul Vatra da, Luminoase. Da, 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 exact. Mm-hmm. Da, da. Aici mai e ceva acoperit, cred că sunt tot așa niște bazine, probabil. Da, aici era un parculeț, lângă bazinul acoperit era un parculeț mic. Dar nu știu ce e acum. Da. Iar accesul în bazin se făcea pe aici, prin Maior Curavo, nu? Se făcea și prin Maior Curavo, dar erau două intrări. Se făcea o dată pe aici printr-o alee a parcului și prin stradă, prin Maior Curavo. Dar nu înțeleg de ce e totul. Da, ce bloc interesant avem în față. Da, 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 foarte frumos. Parcă e stil Brâncuș și Coloana Infinitului. Da. Ba, cred că asta cam ar fi și ideea, că prea e prea. Da. Da. Și acum în ce direcție o luăm? Da, o luăm un pic în dreapta. Da. În dreapta trecem, lăsăm în spate bazinele de not. Acestea sunt clădirile tip din Vatra Luminoasă. Exact cum vedem aici, da, aceste da. Viluțe. Și încolo este tot cartierul Vatra Luminoasă. Exact. Clădiri P plus 1, P plus 2. Tot așa ridicate pentru ele au fost ideea de bază când societatea de construcții din subordinea Ministerului Muncii, Casa Construcțiilor, parcă se chema, da? Da. Ele au fost destinate oarecum muncitorimii. Dar evident că primii care au dobândit apartamente aici în cartier au fost boșii, păi da. Funcționarii superiori și directorii, șefii de servicii, șefii de birouri și apoi muncitorii. Dar ca să vedeți ce fel de locuințe se construiau, erau destinate muncitorilor. Au locuit și muncitori, într-adevăr, dar în foarte multe dintre ele au intrat și foarte mulți și pe pile și pe... pentru că erau foarte bune. Da. Așa, am intrat pe o alee de acces către Arena Națională și sperăm într-o spărtură. Gard. E acolo o intrare în gard. Se poate intra pe acolo, că văd că sunt și oameni. Da, să vedem, poate intrăm pe aici, pe la sala de furtă. Aici era, vedeți această căsuță micuță, căsuța asta mică. Așa, da. Asta era sala de forță a parașutiștilor. Ok. Mă rog, sala de forță a parașutiștilor, dar și sala de forță a culturiștilor. Aici se antrenau cei din lotul național de culturism. Da. Virgil Bureanu, campion mondial junior, campion mondial la culturism la juniori. Da. Dar, din păcate, a murit într-un accident de mașină acum vreo 10 ani. Dar foarte mulți campioni de culturism aici s-au antrenat, în sala asta de forță. În baraca aceasta. Care e foarte mică. Da, 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 din baraca asta. Ce știți ce mică e? Da, știți că campioni mondiali, europeni. Wow, de necrezut. Da, da. Și de regulă jucau ping-pong, era și masă de ping-pong și jucau aici după ce se antrenau sau în timpul antrenamentelor. Intrăm, aici de regulă era un gard mare, ce bine că nu mai e. Da. Da. Bă, că e închis totul. Totul e... Da. Acolo se antrenează discobolării. Cei de la... Unde e plasa aceea? Da. De la aruncarea cu discul, aruncarea cu ciocanul. Atleți, mă rog. Da. Sporturi care țin de... Bine că au unde să se antreneze. Da, da, este un spațiu mare aici. Că și e mare spațiu, da. Și cei aruncătorii de suliță, la fel, tot aici. Da. Se antrenează. Da, suntem pe spațiul de aterizare al parașutiștilor, din turnul de parașutism, în care se intra aici pe la bază. Exista o poartă pentru accesul la lift, da. Liftul care ducea în vârful turnului. Liftul, eu n-am văzut niciodată sărind aici pe cineva din turnul de parașutism, deci cred că de vreo 40 de ani n-a mai sărit nimeni, da, și nici, cred că nici liftul nu mai funcționează. Da. Aici este poarta de acces către lift. Da.
Da. Uite-ți. Este total abandonat. Să sperăm că rămâne în picioare și poate la un moment dat o să fie un mic muzeu. Exact. Să nu cadă. Să nu intre peste el diferite interese. Da. Din păcate, este un gard. După acești boscheți s-a ridicat un gard pentru că am fi putut trece către pista de atletism și către sala de forță pentru halterofili. Da. Dar nu mai putem avea accesul din cauza acestui gard, că văd că totul e închis în partea. Așa cum spuneam, este totul compartimentat aici. Exact. Fiecare și-a luat parcela lui, federațiile între ele, și atunci este ori în paragină, o zonă poate să fie foarte bine, exact cum este, cred că aici sala de acoperită terenul de fotbal, handbal, da, de exemplu, care arată foarte bine. Și vis-a-vis avem, să zicem, bazina de not, care ați văzut cum începe arată. Da, da, da. Deci fiecare pe cont propriu. Iar de aici avem o perspectivă, o panoramă către stadionul Arena Națională, da, fostul stadion 23 august. Și în rest totul arată cam jalnic, din păcate. Adică cam asta este nivelul investițiilor în infrastructură sportivă, da, la momentul actual. Avem Ministerul Sporturilor, Ministerul Sporturilor probabil dă vina pe autoritățile locale, autoritățile locale dau vina pe autoritățile centrale, neavând o strategie. Pe cine să dea vina. Da, neavând o strategie la nivel național și la nivel local, care, da, să fie urmată de toate autoritățile, adică by the book, să fie urmată această strategie, evident fiecare face cum îl taie capul și pentru interese de moment și de pe o durată de timp cât mai mică. Strategia, da, trebuie să prevadă ceva așa, 25-50 de ani, niște obiective. Mă rog, cum se face în țările mai avansate. Aș bucura tare mult să nu apară blocuri în aceste zone. Da, și eu sper că să se adopte, în sfârșit, că știu că la Ministerul Sportului de când se vorbește de adoptarea acestei strategii și să se adopte această strategie pentru ca apoi să fie implementată și încă să avem baza efectivă încă în picioare. Da. Pentru că dacă interese imobiliare și particulare, diferite interese imobiliare vor intra pe fir, cam vă dați seama ce suprafață este aici. Ce... Da. Da, cam asta ar fi pe, okay, ziua de astăzi. A fost o plimbare plăcută. Prin cartierul Baltalbă. Exact. Titan. Îți mulțumim cățel pentru că ne-ai plimbat și să ne vedem cu bine data viitoare atunci. Ne pregătești ceva pentru data viitoare. Ciao. Pa, pa.